După 8 ani. A venit după 8 ani în care nu s-a întâmplat mai nimic. Oricine ar fi venit după 8 ani, acești 8 ani, ar fi fost strălucit. Nu este strălucit primarul Dragomir. Înțelegeți? Și vă dau o paralelă. La aceeași întrebare a fost pusă primarul de Galați, Ionuț Pucheanu, să se autoevalueze. Și și-a dat nota 6. Eu cred că lucrurile merg ceva mai bine din punctul ăsta de vedere în Galați. Strict al administrării domeniului public și al afacerilor locale. Un pic mai bine. Dar nu, ce aveți să-i reproșați, practic? Ce nu vă mulțumește la primarul, la activitatea primarului Dragomir? Este... Nu vedem nimic, nicio perspectivă de dezvoltare, nu vedem, nu vedem o viziune. În continuare, noi suntem puși în fața unor decizii, să spunem, strategice, fără să le fi discutat cu ceilalți. Adică, nu numai în cadrul partidului sau unui grup din partid, că cred că nici nu se discută între toți consilierii de acolo. Dar poate sunt idei și viziuni bune și la ceilalți. Chiar la cetățeni. Ori tu hotărăști deodată, ca să vă dau un exemplu, de asta spun, că e vorba de viziune și tu trebuie să te gândești spre dezvoltare și asta a fost un exemplu ce s-a întâmplat în Chercea, în Ilaro. Da? Adică eu trebuie să încurajez, au venit oamenii, au dezvoltat, trebuie să încurajez dezvoltarea. Mică, locală, acolo, strictă. Pe șoseaua Baldovinești. Haideți să vă spun, e propus, deja gata, am hotărât. Și noi dezbatem, ce mai dezbatem? Vor să scoate linia de tramvai. Pe șoseaua Baldovinești. Da? Eu vă spun, pe banii mei am fost și am vorbit la București, mai de mult, pentru ca să facem un studiu pentru reproiectarea sistemului de transport public. Da? Am vorbit cu domnul Șerban Raic, era rector, era decanul facultății transportului în Politehnic. Am dus exact, am sunat, am dus la adresul acolo, nu vreau și eu. Eu care am făcut management în transporturi. Dar hai să-l iau și în decan. Da. Și să-l întreb, domnule, uite, despre sistemul public și așa mai departe. Am expus care era situația aici, atunci cu Maxtra și așa mai departe. Într-un oraș care vrea să se dezvolte și într-un oraș că asta vrem noi și asta vedem. Asta vreau eu pentru orașul. Nu vreau micșorare și nu vreau. Deci vreau să... Așa. Sistemul de transport public este foarte important. Iar sistemul, revin și repet, nu este dat numai de mijloacele de transport. În niciun caz. Da? Sistemul este un întreg. Uitați-vă pe planul de mobilitate urbană. Asta ce se reproșe. Reproșez lucruri profunde. Planul de mobilitate urbană. Îți ne spune că la noi piramida transportului local este inversată. Adică este subutilizat sistemul. De ce? Pentru că este așa cum este. Este prost. Nu înseamnă că dacă un sistem nu funcționează bine, el nu este necesar. Da? La fel este și revin la sistemul de transport electric, respectiv tramvai, care trebuie să fie coloana vertebrală și restul trebuie să fie proiectat în jurul lui. Dacă nu sunt folosite tramvaiele acum, când trebuie, păi de ce? Pentru că nu le-am așa, nu le-am... N-am orar, după atâta timp și cu afișaj electronic. Afișaj electronic. Reclamă, nu? Cred că ați văzut de 100 de ori. Avem dispozitive simple să o facem ieftin. Puteam să punem până acum lejer, costă 3 lei să punem asta. Dar aplicație să ne apară. Da? Noi ne gândim să desfințăm linii de tramvai, în loc să ne gândim cum să dezvoltăm. De ce? Tare mă tem eu că o leagă de eșecul de pe Dorobanți. Nu mai merge tramvaiul. De ce? Pentru că proiectul a fost prost supravegat. De același serviciu tehnic. I-au moștenit ăștia și așa le-au lăsat. Dar de ce motivează ei pentru desfințarea linii? Dom'le, nu știu ce motivează ei. Nu. Lor li se pare că e mai eficient așa. Nu știu unde s-a luat decizia asta. Administrativ unde? În primărie? Păi avem sau nu? N-ai specialiști. Așa. Unde ai luat-o? Cu Braicaru? Păi nici Braicaru nu are. Că se vede care e calitatea management. Dom'le, du-te, domne, și vezi că... Dar este cer știut. Vreau să revin. Brescia, 200.000 de locuitori, are metrou de 13 km. Adică noi trebuie să ne gândim pe...
pentru orașele de genul nostru, până la anumit nivel de dezvoltare, coloana vertebrală este tramvaiul. Duceți-vă pe Baldovinești și o să vedeți că șoseaua aia, prin efortul și doar prin efortul privaților, da, a inițiativei private, se dezvoltă. Și se dezvoltă frumos. Da? E bine că într-un final de a vine primăria după ani și ani de zile, unde n-a încurajat. Deci ea vine ca efect a ceea ce se întâmplă acolo. Uitați-vă, ce frumos se dezvoltă. Sunt o grămadă de obiecte. Ce înseamnă asta? Că e un flux de oameni. Că ce ne dorim acolo? Ne dorim ca să se dezvolte în continuare zona aia. Deci ce înseamnă că va trebui să preia un flux de oameni mai mare? Așa ne dorim. Asta înseamnă dezvoltare. Care trebuie de servit la anumite ore. Cu cel de servescă ăla. Unități de transport adecvate. Ca să nu creezi probleme suplimentare de orice natură. Inclusiv de poluare. Și atunci, da, în proiect se vine cu autobuze electrice. Autobuze electrice la care trebuie să le schimbi bateriile după niște cicluri. După câțiva ani. În schimb, tramvaiele bune și bine întreținute și bine exploatate 30-40 de ani. Adică dacă ți-ai unul de mai mult, l-ai bun și peste 40 de ani. Acum să-l întreții, să ai grijă de el. Dacă ți s-a spart ceva, să vezi din vina cui, nu ca la mașinile astea, să vezi din vina cui să se plătească.